Stai, Miha, pe loc, salutare. Deci ai dat drumul, salutare. Am dat drumul, ieși cine să mă filmezi pe mine. Ia vezi, mă văd bine. Da. Se vede, se aude. Da, ești ok. Prieteni, să vă spun ce am pățit. Dacă merg mai greu, prieteni, că am probleme cu piciorul. Acum am stat puțin în pat. Și pot să merg, dar după ce merg așa, nu mai pot să mai merg. Am o slăbiciune în piciorul stâng, prieteni, de-mi vine să cad jos. De aici, din spate, până în degete. Am fost la spital de 2 zile la rând. Mi-au făcut remene, mi-au făcut toate astea. Apropo, e prima oară când fac remene și o experiență de urât rău de tot. Scoate niște sunete, niște alea de te sperie. Mai ales pe burtă acolo, în tubul ăla. Deci urât rău de tot. Eu nu credeam că spunea patroana și tata de remene că le e frică. Dar chiar e nașpa rău. Da, dacă și... ai fier la tine, ci că te prinde acolo și nu te mai dă. Magnetizează, da. Am scos tot din buzunare, în fine. Brățări, ceasuri, tot. Și de dimineață, de la 6 am stat la spital, că a trebuit să fiu acolo la 6 ca să mă bagi la remene, dar oricum a fost foarte multă lume și am stat până seara, până la 5-6 după masă. De la 6 dimineața, 12 am stat la spital. Mi-a făcut acolo control, prieten, și am o problemă la coloană, într-adevăr. Doar că eu de ieri până am văzut clar, am stat în stres și mă tot gândeam la operație, că trebuie operație, că trebuie operație. Ne-am speriat pentru că majoritatea cazurilor care erau cu dureri de asemănătoare cu al lui Alin, din ce am înțeles, au fost operați, că nu s-a putut altfel, adică nu s-a găsit o altă variantă la el. Și am zis gata, și doctorul a zis tot cam așa, că știa simptomele, am zis gata, operație, am belit-o. În fine, am făcut remeneu astăzi, a venit rezultatul, l-a văzut domnul doctor. Și mi-a spus că trebuie să o problemă acolo la coloană, doar că nu este așa gravă, nu este vreun disc rupt sau ceva, e mai mult o inflamație, o, nu știu, pe ceva, pe la nervul sciatic, pe la nu știu ce. Și mi-a dat să iau niște pastile, antiinflamatoare cred că sunt, trebuie să mergem la farmacie acum să le luăm, dar a zis că momentan nu este caz de operație urgentă. Dar eu m-am gândit că este caz de operație urgentă pentru că mă doare piciorul foarte rău. Uitați, acum chiar pot să merg în el. Dar uite, mai devreme, când înainte să ajung acasă, nu puteam deloc. Da, da, te doare de pentru că... să mă descalț, să stau într-un picior, nu puteam. Pentru că e locul ăla inflamat și te apasă probabil pe nerv. Așa mă gândesc. Așa că, prieteni, ce să mai zic. Am ajuns la București cu ideea să plecăm în Turcia. După aia m-au luat durerile rău, am mers la spital. Mi-a zis la spital să venim a doua zi, că e posibil că să fie treaba cu operația. Ce credeți? Noi aveam... în vizor ofertele cu plecare în data de 27 și am zis, băi, vedem astăzi remeneu și după rezervăm biletele. Și de unde să pot să mai rezerv biletele? Pentru că nu mai merge cu data de 27 să rezerv biletele, că trebuie 48 de ore înainte, nu știu ce au spus de la agenție. Acum sunt alte date, alte prețuri, alte sejururi, alte nebunii. În fine, oricum, nu mai mergem în Turcia, că și așa, cu problema mea, nu știu cum puteam să circul pe acolo. Dar o să mergem într-o altă destinație, într-o altă vacanță la mare, curând, chiar de mâine, și o să vă arătăm surpriza. O să vedeți și pe canalul Mihail unde o să mergem. Și cam asta este povestea. Hai să urcăm în mașină și continuăm acolo, ia. Trebuie să primești pe tine. Zici două, trei vorbe. Ce să mai zic, mai prieteni? Ne-am îngrijorat foarte tare că a fost durerea foarte mare la Alin, adică până acum mai era cum era, dar având durerile alea puternice, închizi? Da. Având durerile alea puternice... Hai în mașină, hai. Stai așa. Au! Și am stat la spital, a fost și tata cu mine, prieteni, și Fane, și Luci. Da, și ne-am dat peste cap pentru că v-am zis, pe data de 27 noi rezervasem... ceva acolo, trebuia doar să plătim, facem plata. Dar tot așa, dar bine că n-am plătit. Alin insista să mergem, dar mi-a zis, mamule, dacă te apucă durere aici, ești la tine în țară, știi unde să mergi, știi ce să faci. Dar știi ce mi-a scris domnul doctor în arti? Ce? Fii atent. Stai să vezi. Da. Uite. Dar fiind plecat din țară, nu e atât de ușor să te descurci, pentru că noi știm ce am pățit cu Leo când am plecat și l-a luat durerea de fiere și cu operațiile și cu toate alea. Mă gândeam, Doamne ferește, poate are ceva grav și nu știe. Și apoi ce făceam? Ne trezeam acolo că nu poate să mai meargă, ferească Dumnezeu, sau alte chestii și nu știam unde să dăm. N-avem discuții, cum spune toată lumea, că aberăm sau ceva, uitați remeneu. Să n-ară data mea de naștere și astea.
Uite, coloana lombară data 26.6, adică azi. În fine. Și să vedeți ce scrie. Scrie că, uitați. Stai. Unde e? Las că nu vreau să arăt toate datele lumea la doctor și astea. Scrie așa. Evită efort fizic, expunere la soare sau frig. Consum de alcool, tutun sau cafea. Dar de ce n-am voie la soare? Eu știu. Și tu nu mai ai voie tutun. Probabil nu știu, habar n-am. Nu știu, în fine, ține actele astea să mergem la farmacie să luăm pastilele. V-am zis. Măi, prieteni, și pe bune, am zis să nu riscăm, mai ales că e și gura lumii pe noi, că am greșit și noi, că am spus de la început la toată lumea că plecăm în vacanță și gândurile rele pe noi. Eu îți spun de asta iarnă, de când am fost cu taică tu să nu mai spui nimănui ceea ce faci, dar întotdeauna te ia gura pe dinainte, de aia nu iese nimic. Acum ce să mai... La urmă, urmei, sănătatea e cea mai importantă și... Nu vreau să merg pe acolo, pentru că eu știu prin ce durere am trecut azi când m-am trezit și m-am dus la spital și nu mai puteam, aveam un încălțat. Și să pățesc ceva pe acolo, să n-am. Acum nu contează, o să ne distrăm în alt loc. Pentru că, sincer, mi-e frică că am întrebat pe domnul doctor, se poate agrava ceva? A zis că se poate agrava oricând, oricum, să am grijă, să evite efortul și toate astea. Așa că nu vreau să risc pe acolo. Și oricum s-au dereglat și prețurile. Oricum trebuia să dăm 4500 de euro în plus dacă luăm cu data de 29 plecarea. 500 era puțin spus, că mai aveai și altele de atâtea. Păi care da, nu, erau zic la preț în mare ce apărea pe acolo. Acum. Dar noi târziu, prieteni, putem să mergem în iulie, în august. În Turcia avem timp. O să mergem. Ideea este să treacă asta 2 săptămâni, 14 zile, să stau așa mai liniștit și să iau pastilele astea 14 zile antiinflamatoarele. Acum, Turcia e aproape de România. Da. Și a zis să iau pastilele astea, să vedem cum mă simt după 14 zile, ține să mă mai filmez și pe mine. Stai. Să nu închizi, să nu așa. N-am închis. Continuă. Deci, prieteni, asta este ideea. Uite, trebuie să spălăm și pe mașina. Poate o spălăm. Și ce să mai zic? Deci nu vine să cred cum m-a apărut cu noua asta. Dar oricum mă durea de la seara de vreo 2 luni. Mă doare de când am ridicat tava aia la cuptorul ăla mare cu purcei. De atunci. Bine că n-a fost ceva rub la vreun disc pe acolo. Momentan, acum nu știu ce să zic. Să trebuiască să mă operez. Eu mi-am făcut fel și fel de filme. M-am gândit. Ieri de asta n-am plătit alea. Mai aveam doar la ultimul pas să plătesc biletele. Am zis, băi, dacă trebuie să mă operez, ce fac? După aia nu plătesc biletele, pierd și banii pe vacanță și mă și operez și nu știu ce. Asta este. Dar oricum de vacanță nu ne lăsăm, o să vedeți. Că tot o facem de oaie cumva. Dar, nu. Asta este, Miha. În Thailanda n-am mers, prieteni, pentru că, sincer, vă spun, ne trebuia să mergem în locație unde vreau noi vreo 15.000 de euro. Pentru că părerea noastră este că dacă mergi în Thailanda, trebuie să mergi la căsuțele alea pe apă, pe Maldive, de să văd în toate pozele, în toate filmările. Dacă nu mergi acolo la locația să fii cazat acolo, degeaba mergi în Maldive, sincer. Și tot așa, momentan, luna asta, n-am fost pregătit pentru Maldive. Dar poate ne ajută fanele lui Anca luna viitoare cu 15.000 de euro și mergem în Maldive, nu mi-a? Da, da. Da, stai să vezi ce-mi dau fanele lui Anca în comentarii acum. Nu mai chiar ce să zic mai fanele lui Anca, eu glumesc, îmi cer scuze dacă v-am supărat cu ceva. Dar știu și ele că noi glumim, că vrem să le facem să râdă, nu că vrem ceva de la cineva, că n-am vrut niciodată treaba. Unii nu sunt farmacii, la BC, nu? Păi, la spital acolo. Da. Deci, ce să mai zic, fraților? Asta este problema cu colonuța mea. Patrona acasă. Georgi, cred că și-a pus și ea gura pe noi. Cu vacanța, prieteni. Da, pe bune. Toată lumea și-a pus gura. N-are nimic. Bine că suntem bine. Sănătos să fim, nu? Ce să mai zic?
Nu așa, Mihai? Da. Deci nu știu, n-am înțeles de ce se iei soarele. N-am voie să stau la soare? Păi tu știi că tu ai fost înăuntru cu domnul doctor. Asta de soare n-am mai discutat verbal, dar o văd pe hârtie acolo. Nu, habar n-am, asta nu pot să-mi dau seama cu soarele de ce. Efortul, înțeleg de ce, logică, automare, deci greutate și se face rău. Dar cu soarele nu pot să înțeleg de ce. Habar n-am. Da, nu știu. Chiar nu înțeleg. Dori și capul, am stat în pat așa, dar nu am putut să dorm, chiar că m-am trezit la 6. Nu. Știu că o să spuneți, vai, pentru că ni se trezi la 6, e o tragedie. Dar pentru mine chiar e să te trezi la 6. E greuț. Bine, m-am culcat și trezit pe la 2-3. M-am dormit 2-3 ore. Păi cred că te-ai trezit la 6 pentru că ai dormit 2-3 ore, nu pentru că dacă te culcai de vreme, nu ți era greu. Da. Asta da. Astea mai filmezi pe tine, 200 mai vadeți pe tine prietenii. Mamă, ce-i pe mașină. Ia zi, Mihai, și tu 2-3 vorbe. Ce să mai zic, suntem așa dezorientați. Vă dați seama. Am venit cu un gând, după a venit problema asta, de două zile n-am filmat că am fost agitați, credeam că e mult mai rău decât ne așteptam. Ne-a salvat Dumnezeu și de data asta n-a avut mare lucru. Adică e destul de gravă problema, doar că ne bucurăm că merge cu tratament. Vă dați seama ce însemna o operație, că orice operație este grea, indiferent de care ar fi. Și bine că am scăpat cu bine. Asta zic că e cel mai important, că așa de restul ne ocupăm și ne parcurs. Păi da, păi da, păi da. Așa dacă v-am zis, amânam chestia cu remeneurile și cu controlul pe care l-a avut la spate. Nu aveai oricum o vacanță liniștită, stăteam cu gândul numai acolo, dacă îl durea probabil ne panicam foarte tare. Și era un stres. Așa măcar am rămas, chiar dacă am pierdut noi oferta de vacanță, vedem noi. Ne descurcăm. Important e că suntem sănătoși. Că și dacă ai vreo problemă de sănătate, poți să te mai duci oriunde. Dar nici nu vreau să mă gândesc să mă fi luat vreo problemă pe acolo, să pățesc chiar cum am pățit cu tata în Turcia. Să nu știm să vorbim, să nu știi să spui ce te doare, ce tratament, ce balea și ce are. Dar nu e, când ești la tine în țară, găsești orice variantă. Știi să spui ce te doare, găsești un medic bun, te interesezi, faci ceva. Dar într-o țară în care nu cunoști pe absolut nimeni, noi am văzut ce înseamnă, că ne dădeam cu capul de pereți pe acolo și nu găseam o soluție, o nimic. Acum asta e, așa a fost să fie. N-avem ce să facem mai mult atât. Asta a fost. Nu e somnic. Trebuie să dormim și noi mai devreme. Chiar mi-e somn. Băi, și n-am postat de două zile pe YouTube, nu v-a fost dor de noi? Nici eu n-am postat, că nu mi-a stat gândul. Am ajuns și noi la farmacia asta non-stop de la Bertfem, prieteni. Mergem să luăm pastilele și ce să mai închem aici. Așa că, prieteni, vă pupăm, vă dorim o seară minunată și revenim de mâine în forță. Vă pupăm, pa, pa.